Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți oglindi, proiecta dispozitivul vostru mobil pe un calculator sau un laptop cu un sistem de operare Windows 10. Este necesar acest lucru întrucât poate veți folosi la clasă cu elevii voștri aplicații care sunt disponibile numai pe telefoane mobile sau pe tablete, sau le dați spre lucru elevilor anumite sarcini care necesită rezolvarea cu aplicații mobile. În această situație, firesc este, înainte de a face voi o corectură mai în amănunt, este ca 2-3 elevi din clasă să aibă posibilitatea să se proiecteze pe calculator și din calculator pe o tablă inteligentă sau pe un televizor, modul în care au rezolvat sarcinile respective de lucru. Un prim pas este să verificați dacă sistemul vostru de operare este configurat pentru proiectarea unui telefon sau unei tablete. Veți merge la meniul Start și de aici alegem setări sau settings de la această rotiță din țapă. Din interfața ce se deschide, veți selecta System. Din următoarea interfață, Projecting to this PC. Proiectează la acest calculator. E. Din ceea ce afișează fereastra, va trebui să faceți anumite selecții. În primul rând, în ce condiții poate să vadă sistemul de operare dispozitivul vostru mobil? Adică să poată fi disponibil în oriunde, dar numai în rețele securizate. Prima opțiune. A doua opțiune, disponibil oriunde, indiferent de tipul de rețea. Și a treia opțiune, să nu poată fi văzut decât dacă voi intrați aici și faceți alegerea corectă. Am uitat să spun un element foarte important. Este strict necesar ca sistemul vostru, calculatorul vostru, fie calculator de birou, fie un laptop, să aibă o conexiune wireless la rețea pentru a se putea face conectarea. Astfel, conectarea este imposibilă. Al doilea pas, dacă sunteți întrebați de către sistem pentru conectarea respectivă, pentru proiectarea respectivă, să fiți întrebați numai prima dată sau să fiți întrebați de fiecare dată când se solicită o conectare. Eu am să aleg numai pentru prima dată. A treia opțiune, dacă dispozitivul mobil are nevoie de un PIN pentru a se putea conecta la sistemul de operare. Never, niciodată, deci nu se va solicita PIN în momentul în care se face conectarea. First time, adică numai prima dată să se solicite un PIN care este generat de către sistemul de operare și este dat celui care dorește să facă conectarea sau întotdeauna. Pasul următor, dacă acest calculator poate fi descoperit pentru proiectare numai când este conectat la o sursă de curent electric. Nu e cazul calculatorului de birou. Dar dacă sunteți pe un laptop, sunteți pe acumulator și nu, laptopul nu este conectat direct la sursa de curent de la priză, este necesar să umblați la această opțiune. De la on să o treceți pe off sau invers. Puteți să probați, nu se va întâmpla absolut nimic. Odată configurate aceste setări, pasul următor este să treceți pe dispozitivul mobil să încercați să realizați proiectarea la dispozitivul cu Windows 10. După ce am verificat pe calculator în sistemul de operare Windows 10 că am setările potrivite pentru oglindirea telefonului,
trecem pe telefon, tragem din partea de sus pentru a deschide meniul rapid, iar din ecranul ce se deschide vom folosi opțiunea Smart View. Din ecranul următor ne vom selecta dispozitivul pe care dorim să-l oglindim pe calculatorul nostru. După ce am selectat de pe telefon dispozitivul pe care dorim să facem oglindirea, vom selecta pornire imediată. Acest ecran vă anunță că este o conectare în curs dintre dispozitivul mobil și calculator. În momentul în care se încearcă realizarea conectării dispozitivului mobil la sistemul de operare Windows 10, sistemul de operare va primi un anunț, o notificare în partea de jos la notificări. Notificarea aceasta constă în a permite întotdeauna oglindirea dispozitivului, în cazul meu, al utilizatorului Marian A72. Întotdeauna, permite întotdeauna, permite o singură dată, blochează o dată sau blochează întotdeauna. Eu am să-i dau permite întotdeauna. Ok. În acest moment, dispozitivul mobil este conectat la calculatorul cu sistem de operare Windows 10. Vedeți că eu pot proiecta absolut orice am pe telefonul mobil. Pot să accesez aplicațiile de pe telefonul mobil. Pot să accesez o aplicație pentru copii. Deci, absolut tot ce este pe dispozitiv se poate proiecta pe sistemul de operare. Cum se iese din această proiectare? Veți merge în partea de sus, veți trage din partea de sus a dispozitivului mobil. Și veți accesa meniul rapid. Dacă o să vă plimbați puțin pe aici, o să vedeți că acolo unde aveam Smart View, a doua opțiune de pe primul rând, apare PC Home Gab. Asta, PC Home Gab fiind calculatorul pe care eu fac oglindirea în acest moment. Dacă doresc să mă deconectez de la calculator, este tot ceea ce am de făcut este să apăs pe acest icon și va înceta proiectarea telefonului pe dispozitivul de pe laptop sau pe calculatorul de birou. Acum am oprit conectarea. Sunt anunțat de calculator că s-a încheiat proiectarea respectivă. Dragii mei, vă urez mult succes în explorarea acestui mod de lucru și la cât mai multe proiecții ale voastre pe calculator și la cât mai multe proiecții ale elevilor voștri la clasă. Mult succes! Vă salută cu drag, Marian!